Protestele minerilor și energeticienilor trag guvernul Ponta în jos, cât despre manifestările din ultimele zile, acestea reprezintă oamenii, însă data viitoare comisia va analiza mult mai bine când va acorda autorizație pentru ca participanții să nu mai recurgă la gesturile din prima zi de proteste. Normal că orice acțiune de nemulțumire împotriva guvernului Ponta aduce și minusuri pentru campania electorală, dar este un drept al sindicaliștilor. Nu suntem de acord cu manifestările la care au recurs. Atunci când au primit aprobarea, au primit aprobarea pentru pichetare și nici de cum pentru manifestările la care au recurs, dar de acum încolo, practic, comisia care dă aprobarea pentru asemenea momente, evenimente, trebuie să fie mai atenți. Minerii și energeticienii protestează de săptămâna trecută împotriva conducerii complexului energetic Oltenia, care refuză să-i primească la negocieri pe sindicaliștii din FNME.